Nici acasă, nici în alt județ. Titularii nu se grăbesc să-și ocupe catedrele. Pentru etapa a doua de repartizare computerizată, la nivelul altor centre de concurs sau la nivelul altor județe, până în prezent, în cele două zile în care se depun opțiunea, a depus opțiune un singur cadru didactic. În urma celor două ședințe publice de titularizare, din cele 220 de posturi s-au ocupat 70. Catedre importante, precum matematica și biologia, au rămas fără profesori. La matematică, unde au fost 20 de posturi posibile a fi ocupate și s-au ocupat doar 7. Urmează ca aceste posturi să fie ocupate de candidați din alte județe în baza repartiției computerizate. În data de 3 august va avea loc concursul pentru suplinitorii necalificați, iar pe 4 august cel pentru cei calificați. În funcție de rezultatele obținute de dascăli, vor urma alte ședințe publice de repartiție pe posturi.